Salut, Alex, îți mulțumim că ai acceptat provocarea noastră. Ea conține două părți. În prima va trebui să alegi un prim 11 pe nevăzute. Începem cu portarii și fundașii. Hai să începem. Cu portarii, nu? Exact. Oh, e bine. Am început bine cu colegul de cameră. Oho. Și acum fundașii. Acum trecem la fundași. Primul este? Bobiță. Aici îl punem, poți să-i schimb după aia dacă trebuie, nu? Bun, îl punem aici la fundaș dreapta, că știu că îi place mai mult acolo. Ia să vedem aici. Haru. Păi trebuie să-l schimb, trebuie să-l pun pe Boboc stânga, acum să facem treaba. Bun. Și Haruț. Hai să vedem. Al treilea fundaș este? Vlădoiu. Mam, păi avem trei fundași dreapta. Ce facem? Punem pe... Tu ești antrenorul. Pe Haruț trebuie să-l punem fundaș aici, fundaș central. Și pe Fane, fundaș dreapta. Bun. Și acum ultimul. De mai un fundaș dreapta. Nu, e Kindriș. Oho. E aici o stâncă, fundaș central. Acum trecem la mijlocaș și la atacanți. Bun. Hai să începem cu mijlocaș. Pe Wide. Punem aici mijlocaș central. 4-4-2, da? Jucăm. Și e un sistem care îți place? Da. Și îl luăm pe Mățan. Acum îl punem aici, nu îl punem pe stânga, îmi place când taie în interior și o bagă în vinclu. După aia pe Marco. Oh, mamă. Unde îl vezi pe Marco? Acest toporaș trebuie să-l punem aici lângă Oaidă. Că stau bine aici 4-4-2 frumos, îmi fac faza de apărare bine. Și ultimul mijlocaș? Și ultimul, Marin. Cred că trebuie să schimbăm sistemul. Cred că trebuie să schimbăm sistemul, nu mai merge 4-4-2. Punem așa, punem pe... jucăm un 4-3-3. Jucăm așa cu Wide în dreapta, Marco aici și Marin aici. Și jucăm un 4-3-1-2. Jucăm cu... Sistemul destul de complicat. Cu Mății aici în spatele celor doi atacanți, care sunt Petre și cu Ganezu. Bun. Partea a doua a provocării conține niște meserii pe care tu tot așa trebuie să le alegi pe nevăzute și să le asociezi cu un coleg de-al tău din primul 11 creat de tine. Dar te rog să și argumentezi de ce alegi să dai o meserie colegului. Bun. Deci începem, da? Pilot. Hai că am început în forță. Cine poate fi pilot? Uite, îl pun pe Petre. Să de fie ce? Pilot. Păi nu știu. Pare așa că... pare o față de pilot. Nu știu ce să zic. Nu, sincer, la oricare altul nu prea m-aș gândi că ar putea fi pilot. E așa, un băiat deștept și aș avea încredere în el dacă... Hai că aș avea dacă e. Pilot de curse de mașini sau de avion? Păi de avion, nu? Păi da, m-aș sui cu el în avion dacă n-ar fi pilot. Bun. A doua meserie? Marinar. Păi asta trebuie să mă gândesc că eu pun un marin. Că-l cheamă marin, nu? Marin, marinar. Bun, al treilea. Agent de vânzări. E grea meseria. E grea, dar cred că știu cine poate fi.
Doar unul. Cred că colegul de cameră, Vlăduț, fiindcă fură curent, forță! Și cred că ar face bine, ar putea vinde orice. Bun, la următorul. Să vedem. Măcelar. Păi și ăsta e destul de simplu. De ce? Păi uitați ce față de măcelar de Kindrich, fundașul central. E măcelar, numai altceva nu se poate. De fapt sunt câțiva, uite, e Kindrich, e Marco, dar... Hai că îl dă lui Kindrich totuși. Nu se mai poate schimba? Poate unele se potrivesc altfel cu... La final, dacă ești mulțumit. Bine, hai să vedem ce mai sunt. Fermier. Uite, îl dau lui Hăruț. L-ai vedea într-un tractor? Sincer, mă gândesc la filmele alea americane, știi, cu fermieri și nu știu, parcă i-ar sta bine cu un zi, cu o scobitoare aici, frumos, cu o pălărie din aia. Fermierul Hăruț. Ia să vedem. Electrician. Aici trebuie să dai curent, nu să furi. Da. Deci lui Vlad nu pot să-i dau. Electrician. Dau lui Wide. Fiindcă... Nu știu. Doar... Ai încredere să vină să-ți repare ceva? Da, așa avea încredere în el, da. Bun. Ia. Cântăreț. Mamă, păi... Sunt câțiva candidați pe aici. Dar îl dau lui Fane. Fane, Cântăreț. Are voce bună? Are voce frumoasă și e de la Craiova, acolo. Frumos, să cântă. Ce-i place să cânte? De astea populare. Uitați, dacă îți puneți o pălărie de aia de muzică populară, e top. Ia să vedem. Pictor. Pe aici trebuie să... Ceva creativ. Da, trebuie să-i dăm un mățan, nu? Fiindcă pictează când are mingea la picior. Șef de șantier. Asta e grea. Dar eu dau lui Ganea. Că... Se poate impune pe șantier? Da, eu zic că da. Și e tot timpul cu gura mare și așa printre băieți și zic că poate organiza așa un șantier bun. Ia să vedem. Ce ai rămas, Bobo? Bucătar. Nu mai sunt doi. Păi bucătar, măcelar... Aici merge bine, zic eu, cu Marco. Fiindcă... Și bucătarul trebuie să aibă cuțitele la el, nu? Și Marco le are, nu e niciun dubiu. Ia să mai vedem. Și ultimul, Boboc, nu? Gazde în bobiță. Ce-ți alegem? Doctor, ma! Păi, nu știu cine s-ar duce la doctorul Boboc, dar... Ce specializare? E groasă. Dacă ajungi la doctor și apare Boboc, e groasă. Și asta e echipa mea de bucătar, de doctor, de fermieri, de cântăreți și... Ai vrea să schimbi vreo meserie? Sper să nu se supere băieții pe mine, dar cred că am făcut niște alegeri destul de ok. Da, sunt destul de mulțumit. În afară de, nu știu, acolo la bobiță, doctor. Ai vrea să-l schimbi? Nu știu dacă ar trăi cineva dacă s-ar duce la el, dar în rest zic că e ok.